Făgărășanul de Provița de Sus. Da, așa este. Cât bani au intrat aici? Aici au intrat 102 miliarde de lei. Deci, pe de o parte sunt fondurile pentru drum, pe de cealaltă parte fondurile pentru iluminat. Exact. 12 miliarde sunt fonduri pentru iluminat, iar 90 de miliarde sunt fonduri guvernamentale alocate drumului. Dar cine a avut ideea și cum de s-a întâmplat așa ceva? Ideea a fost a doamnei primar Cosmin Elena. Părerea mea, o minte destul de bolnavă, să investești 90 de miliarde în acest drum care trec câteva mașini zilnic, iar 7 luni pe an este închis. Da, consilierii locali nu s-au putut opune? Doamna primar la vremea respectivă avea un număr de 8 consilieri, din totalul de 11, ceea ce era imposibil de împotrivit. Și a trecut proiectul ăsta? A trecut proiectul ăsta, da. Dar au venit aici, știu și eu, organe de anchetă să cerceteze, să afle, să întrebe? Deci, ce știu, a venit un domn inspector de la Curtea de Conturi anul acesta pentru niște reparații ale acestui drum care au costat în jur de 3 miliarde. Bani veniți pentru situații de urgență. La situații de urgență banii au fost veniți cam clar, deci ordonanța de urgență suna cam așa. Reparații, poduri, podețe, drumuri sătești și comunale. Și ce s-a întâmplat cu banii? Iar doamna primar a binevoit să ia 3 miliarde să-i înmormânteze tot în reparațiile acestui drum care nu făcea parte din, cum să mă exprim, din cercetarea inspectorilor de la situații de urgență. Deci îmi putea spune că au fost deturnați cumva. Da, exact. Exact, deturnați. Stâlpii ăștia nu-și produc efectul, nu? Adică înțeleg că noaptea nu se aprinde lumina aici. Da, nu se aprinde lumina pentru că nici lucrarea nu este plătită în totalitate. Nu știu ce să vă spun cu acești stâlpi. Tot o minte bolnavă. Deci la vremea respectivă când s-a venit cu hotărârea în ședința de Consiliu, s-a sunat cam așa, zice, extindere iluminat public Provița de Sus. Deci niciodată nici secretarul, nici primarul acestei comuni n-a spus în ce punct va fi făcut proiectul cu această extindere iluminat public. Dar pe de altă parte sunt străduțe cu case unde nu există stâlp de iluminat public. Da, deci vă spun, avem 800 de gospodării și peste 350 de case de vacanță, iar totalitatea becurilor de la iluminatul public este în jurul la 250 de becuri. Au fost montate undeva în 2007, dintre care 40-50 de bucăți nu mai sunt în stare de funcționare, cu toate că s-a făcut nenumărate reclamații pe tema asta. Sunt oameni care n-au străzi asfaltate și iluminat, iar aici avem stradă asfaltată și stâlp de iluminat public. Deci unde n-avem infrastructură, n-avem nici iluminat public. Ce era aici acum 5 ani de zile? Aici acum 5 ani de zile era o potecă. O potecă și a fost făcut acest drum. Și până la urmă l-a făcut, dar după cum ați observat nu e nici bine făcut. Deci nu știu ce inginer a putut să aprobe înclinația acestei pante. Care a văzut, nici Transfăgărășanul nu are o înclinație atât de mare cât are acest drum. Cu toate că spațiul, dacă ați observat bine, permitea executarea unei lucrări de calitate. Deci era cam același metraj dacă drumul își continua pe sub pădure coborârea și se făcea o buclă frumos și nu exista această pantă ca pe perete. Bun.